Băi, din când în când, cred eu că este mai bine să schimbăm puțin tematica. Adică m-am cam săturat, nu știu, de device-uri, de telefoane, laptopuri încă n-am avut, poate, cine știe, curând, puțin mai așteptăm. Și așa că azi trecem pe ceva mai nou, ceva mai diferit, ceva care nu a fost, cred că vreodată, de fapt am avut ceva asemănător, dar hai să vedem ce se află în cutia asta, care e absolut imensă. De reținut pentru mine să nu mai fac niciodată unboxing la cutie atât de mare. Voi, mama mea! Doi! Avem aici un amplificator Vox Pathfinder 10. Este un amplificator de 10W pentru chitară, aparent. Aparent pe cutie nu avem alte detalii decât numele firmei, la ce este folosită, câți wați are. E foarte greu pentru mine în momentul de față să-mi dau o părere în ceea ce privește packaging-ul. Așa că hai să deschidem. Avem un postcard. Știi ceva despre asta? Deci avem un postcard pe care scrie: Dragă mamă, aș dori să-ți povestesc despre dorința de nestăvilit care m-a cuprins. M-a chemat la ea și mi-a cântat acea melodie frumoasă care m-a uns la inimă. Doar tu mă vei înțelege. A cheltui bani pe instrumente muzicale este atât de captivant și frumos. Mămico, vreau să știi că mama și te pup. Este super mega interesant să ai așa ceva într-o cutie. Deci asta deja mi-a dat o experiență de packaging super fain. Deja mi s-a făcut pielea de găină. Băi, despre ce vorbim? Nota 10. Nota 10 pentru acel touch emoțional pe care l-a oferit. Dacă stăm să ne gândim, muzica este artă și arta presupune emoții. Și cum este mai fain să transmiți o emoție, mai ales în momentul în care deschizi, în care faci unboxing unui instrument, nu instrument, mă rog, ceva ce ajută un instrument, decât să transmiți o emoție în momentul deschiderii pachetului. Incredibil. Foarte, foarte fain. Voi, mamă, ce grea e! Ok, în cutie nu mai avem nimic. Ceva ce arată absolut incredibil. Arată extraordinar. Ok, în momentul ăsta o să ne uităm puțin pe amplificator, să vedem exact ce butoane are, mă rog, ce scrie pe el, și după aceea o să invit pe cineva să mă ajute puțin. În primul rând, pe partea din față avem un pattern destul de fain. Putem zice că negru cu auriu se potrivește extraordinar de bine. Logo-ul companiei Vox mare aici. Deasupra avem în felul următor. Avem un inputul clar pentru chitară, avem un buton, un knob aici, au ceva, o rotiță, care nu știu pentru ce este, este gain-ul, ok. Avem un buton clickable de overdrive și clean, apoi avem încă o rotiță pentru treble, bass și volume. Apoi avem o mufă pentru headphone și line out. Mufa asta o putem folosi ca să punem o pereche de căști, clar, ne necesită o pereche de căști de studio, pentru a putea auzi, probabil, ca să nu se audă în difuzor, să auzi mai degrabă în căști, clar și curat sunetul care iese din chitară, și butonul de power, bineînțeles. Apoi pe spate, ceea ce mi se pare super interesant este că e gol aici. Și cred că e făcut din lemn, pal sau ceva, este foarte greu. Presupun că materialul ăsta este foarte bun izolant, altfel nu-mi imaginez de ce au hotărât să facă toată asta din lemn. Și putem vedea chiar boxa aici. Deci aici se vede magnetul de la boxă. Bun, pe spate avem numele companiei, avem numele produsului, Pathfinder 10, faptul că are mâner este destul de user-friendly și faptul că putem duce asta cu o singură mână, chiar dacă este foarte grea, îți oferă puțină portabilitate. Asta e bine de știut. Aparent putem conecta un mixer direct sau un recorder direct din ăsta, ceea ce este super mișto. Deci putem conecta un recorder pentru a transmite sunetul direct din preamplificator sau amplificator, nu știu care e diferența, o să aflăm probabil imediat, direct într-un recorder sau într-un mixer. Băi, frate! Mi s-a șoptit din... Ok, deci aparent cablu este în interior. Probabil de asta avem și spațiul ăsta liber. Aici, ok, este cablu de alimentare pentru amplificator. Chiar dacă îmi place să știu foarte multe chestii, îmi place să știu video, foto, să văd tot, să știu tot, toate chestiile despre gadgeturi, să nu-mi lipsească nimic, să fiu mereu la curent, este un lucru care, chiar dacă totuși îmi place să ascult muzică, și probabil ați mai văzut prin review-urile mele, la căști, la boxe, că îmi place muzica, da? Deci îmi place foarte mult un sunet foarte fain,
nu prea știu chestii foarte multe despre audio. Așa că, clar, îl știți pe Mădălin, clar, v-l-ați mai văzut în podcasturi, dacă nu ultimul podcast, îl aveți link aici în card. L-am chemat azi să mă ajute puțin, de fapt nu să mă ajute, pentru că ăsta e pentru el, ăsta e al lui. Dar vreau să mă ajute să vedem sau să vă explice mai mult ce înseamnă un amplificator, ce poate face un amplificator, să facem și un mic demo ca să vedeți exact ce poate face namila asta care este foarte mare. Mădălin, te rog, trageți un scaunel aici lângă mine. Hai mai întâi să vorbim puțin despre preamplificator. Care e diferent? Ce e un preamplificator? Preamplificatorul te ajută cu o sursă externă de, cum să zic, în ghilimele, îți dă o putere în plus. Așa. Amplificatorului. Am înțeles, deci, ok. Amplificatorul efectiv este asta. Ok. Frumusețea asta de Vox vine în aspectul clasic. Deci Vox Pathfinder 10, da. Asta este un amplificator. Da, deci okay. Acesta este un amplificator. Ție îți amplifică efectiv sunetul din chitară. Din chitară. Okay. Exact. Preamplificatorul este ceva care îți dă un boost. Ok. Îi dă un boost amplificatorului. Am înțeles. Și curiozitatea mea este acum, poate fi folosit și pentru altceva în afară de chitară? Pentru un alt instrument? Pentru alt instrument, nu. Pentru ok, că... deci presupun că asta probabil cel mai bine funcționează cu o chitară sau da, ceva. Având în vedere, și setup-ul de aici. Am înțeles. Care vine, poate fi folosit doar, poți asculta muzică în schimb la el. A, deci îl poți folosi probabil, pe dacă, post de box. Am da? Înțeles, dacă folosești ceva altceva pe post de input aici. Exact. Cu toate că văd că inputurile astea sunt pe jack-ul ăla mare, deci 6,3, nu sunt ăla subțire, da, adică da. Nu poți pune jack-ul de la telefon sau ceva de la căști în ăsta, dar aparent este pentru jack de la mare, cu toate că se găsesc adaptoare, chiar nu știu, poate ar merita încercat-o un experiment de genul ăsta. Bun, văd că aici aveam niște butoane, niște knob-uri de astea, niște... Păi, cum ai spus și tu, este un Pathfinder 10, vine cu un super difuzoarele de la cei, difuzoarele celor de la Vox se numesc Bulldog. Ok, ok. Este un difuzor clasic Bulldog, ideea așa. Este că spatele este gol. Așa. Pentru a da rezonanță camerei. Asta voiam să... Ideea la exact asta mă gândeam. Amplificatorul ăsta de 10W îți umple o cameră lejer. Deci am poți înțeles. Cânta în fața unei mulțimi de 50 de persoane lejer. Am înțeles. Bine, o cameră medie, să zicem. Exact. Undeva, să zicem, dacă asta, camera asta ar vreo 40 metri pătrați, probabil ceva mai mult de atât. Mai mult de atât, da. Scoate prin față și basul și sunetul tău îl dă prin spate. Am rezonanță. Înțeles, am de înțeles. De asta și lemnul masiv, că spuneai de lemnul masiv. Ok, ok. Și butoanele sunt foarte simplu, on-off. Ok. Ce, gain-ul, de exemplu? Ce... Gain-ul, deci când se trece pe modul de overdrive, gain-ul este vorba de cât distors vrei să dai sau nu. De cât ce? Distors. Distors ce înseamnă? Este vorba de cât putere dai amplificatorului ca să scoate am înțeles, am înțeles, am înțeles. Gain-ul îi dă un boost chitării și scoate sunetul, sunetul la electric, înțelegi? Nice, nice. Cât dai mai mult gain, cu atât îți sună mai electric. Ok, și ok. Și poți să-ți faci anumite preseturi să-ți sune în anumite feluri. Ok, treble și bass. Treble și bass. Deja știm, dar... adică treble sunt sunetele înalte, bass-ul sunt sunetele joase. Ce-i mișto la amplificatorul ăsta? Așa. Este că este analog. Ideea este că îl poți, el reacționează în funcție de cât de tare sună, de cât de tare bați tu în corzile chitarei și de cât volumul chitării. Dacă volumul chitării este mediu, el o să aibă un sunet foarte cald. În moment ce tu crești volumul dozelor din chitară, o să intri sunetul la electric, chitară electrică. O altă întrebare. Merge pe chitară full electrică sau merge și pe electroacustică? Merge și pe electroacustică. Ah, deci ok, deci da, poate folosi. Deci îl poți folosi. Vox sunt celebri, ca să zic așa, pentru sunetul lor acustic cald. Ai să auzi în demo, au un sunet extraordinar acustic. Ok, cald. Ok. De ce zic că am mai făcut cumva review la treburi de genul ăsta? Am avut la un moment dat, o să pun link în card, la o boxă Marshall, care este destul de asemănătoare cu asta. Bine, nu același design, dar ca dimensiuni, bine, era puțin mai mică și cu un sunet incredibil. Vă las, aveți link-ul în card să urmăriți și review-ul ăla. Dacă așa, altceva, nu știu, alte butoane mai avem, bine. În primul rând, care e un design... Nu. Este grila clasic Vox, celebră grila Vox. Eu acum văd că are un fel de izolare, da. Are un fel de izolare de cauciuc. Da, exact, pentru că ții sunetul, ții odată, dacă tu îți atent să vede și boxa, știi? Aha, el aha, o să-ți scoată odată sunetul pe aici și odată prin spate. Am înțeles. Deci el îți umple camera, amplificatorul ăsta micuț îți umple camera. Din punct de vedere al designului arată incredibil. Da, arată extraordinar. Arată foarte bine. Este prima oară când îl văd în fața mea. Bun, hai să aducem chitara. Aducem chitara? Aducem. Doamne ajută să nu rupem microfoanele pe aici. Am mai adus, mai am un alt microfon aici pentru... Aici avem un Les Paul 100, dacă vă interesează. Așa, deci ce chitară ai? Este un Les Paul 100. Este varianta... Este un Epiphone. Stai așa, vină mai întâi mai jos ca microfonul să-ți bată bine. Este... Te mai în spate, că e ok. Este un Epiphone. Așa. Și este varianta aniversară de 100 de ani de la moartea lui Les Paul, inventatorul modelului... Ok, deci este un fel de clasic. De este un chitară. Strict modelul okay. acesta.
De asta, deci îmi place să mă uit la chitară, îmi place să văd boxa asta, dar știi cum, adică mi-ar plăcea să știu și toate chestiile astea, dar parcă e prea mult câteodată. Este un amplificator genial pentru prețul lui, ce oferă. Deci chiar ce preț are? 365 de lei. 365 de lei. Da, hai să vedem cum sună. La cei de la chitare. Să vedem cum sună, o să vă las link în descriere, bineînțeles ca de fiecare dată, și să vedem dacă merită prețul pentru ceea ce poate oferi. Așa, am input-ul. Ha, dă-i tu startul, setează-ți mai întâi chestiile. Ai grijă să nu lovești microfonul. Vai de viața mea! Poți să cânți la asta o secvență de la cu tăcere? Acum volumul nu e la maxim. Nu, deci acum nu, volumul amplificatorului este, bine, eu acum nu mai controlez din amplificator. Ok, a, controlez deci, din chitară. Deci chitara mea este la volumul minim. Ok. Deci așa nu se mai aude absolut. Așa. Și la volumul unul singur. Am înțeles. Dar poți să aduni volumul de chitară cu volumul de aici? Adică influențează cu ceva volumul de aici acum? Da, pe el volumul, deci ideea este în felul următor. El având funcție de analog. Așa. El funcționează în funcție de cum reacționează chitara mea și cum reacționez eu. Am înțeles, am înțeles. Deci chitara mea fiind pe volumul 1, el nu oprește sunetul chitării. Ideea este în felul următor. Fiind un, majoritatea amplificatorilor nu sunt analog, știi? Așa. Un amplificator care nu este analog, ca să mă exprim corect, nu funcționează așa. Din moment ce tu reduci volumul din chitară, așa, el nu se mai aude absolut deloc. Am înțeles. Sau se aude foarte, foarte fad dacă volumul din amplificator este dat la maxim. Dacă volumul amplificatorului este dat la maxim, tu poți să controlezi volumul și din chitară. Am înțeles. Dar îi tai din putere și din claritatea lui, știi? Doar că acest amplificator, tu punând volumul 1 pe chitară, el nu-ți oprește sunetul. Ți-l clarifică. Adevărat că se aude incredibil. Ce sunet frumos. Deci el acum este pe drive. Da. Deci este pe overdrive. Băi, este un sunet frumos, foarte frumos. Deci pentru 10W și prețul ăsta e fenomenal. Cel puțin clean-ul și distorsul este curat, volumul este la minimum, minimumului. Este, deci volumul, adică, dar să nu, să, cred că da, se vede și pe cameră, deci se vede pe overhead, unde este plasat volumul și cum se aude. Deci ca să înțelegeți, deci eu am acum o cameră de vreo, nu știu, 30 ceva, aproape 40 metri pătrați aici, umple camera asta, fără, nu că lejer, sunetul este atât de plăcut și atât, e o ambianță atât de faină și atât de tare și atât de bine se aude în toată camera. Imaginați-vă cum s-ar auzi în momentul în care dai ăsta la maxim și ai o cameră mai mare. Incredibil. Deci mie mi se pare incredibil. Eu, din punctul meu de vedere, din câte am auzit la tine și din câte am văzut la tine, l-aș recomanda, dar tu l-ai recomandat și altora. Da. Bine, acum să înțelegem. Nu este vorba aici din... Vorbim și de un preț anume și vorbim și niște opțiuni pe care probabil mă gândesc că sunt limitate. Mă gândesc că niște amplificatoare la un preț mai mare au mai multe opțiuni. Contează ce vrei să faci cu ele. Acest exact. Amplificator este un amplificator pentru... Este un amplificator genial pentru repetiții. Așa. Este un amplificator pentru a repeta singur acasă. Așa, este un amplificator pentru apartament. Ceea ce mi se pare un pic exagerat la ce poate să duc. Asta vreau să zic acum, că poate puțin mai mult decât un apartament. Un microfon în fața, Alin, cu un microfon în față, lejer. Pentru muzicienii din voi am făcut cumva review-ul ăsta, pentru că Mădălin, eu de când îl cunosc, îl știu și am văzut ce poate face. Ați văzut și voi în clipul cu albul din tăcere, adică clipul ăla și înregistrarea sunetului este clara lui, este făcut, v-am mai zis, aveți behind the scene, link în card. Ideea este că am vrut să vedem, să facem și un review pentru cei care sunt interesați probabil de instrumente muzicale sau de chestii care pot ajuta niște instrumente muzicale, niște device-uri. Dar urmează să facem și un b-roll, bineînțeles, pentru că frumusețea asta merită neapărat ceva. Cred că o să mă folosesc puțin și de Mădălin în b-rollul ăsta și acum ne vedem în video următor. Eu sunt Alin Zvâncă, Mădălin Șerban, l-ați cunoscut în podcast, în melodii, în tot. Apare deja apare prea mult în video-urile mele. Ne vedem în video următor. Nu uitați să dați un like, un share, un subscribe.
ajută foarte, foarte mult. V-am pupat. Pa! Pa! Fai să mă... N-am vrut să fac asta.